Dimineața, declar deschisă ședința de astăzi a plenului Curții Constituționale. Pe ordinea de zi se află o excepție ridicată de avocatul poporului. Dau cuvântul doamnei magistrat asistent șef să prezinte cauza. Da, este vorba de dosarul 564D din 2020. Avocatul poporului este autorul excepției. Se prezintă cu împuternicirea depusă la dosar doamna Emma Turtoi, șef serviciu în cadrul instituției Avocatului Poporului. Excepția de neconstituționalitate are ca obiect dispozițiile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 21 din 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, ordonanță aprobată prin legea numărul 15 din 2005. Aveți cuvântul. Bună dimineața, distinse domnule președinte, onorată Curte Constituțională. Argumentele invocate de avocatul poporului în susținerea excepției de neconstituționalitate vizează, pe de o parte, lipsa de previzibilitate a unor prevederi din Ordonanța de Urgență 21/2004, și anume acelea referitoare la regimul juridic al stării de alertă, la condițiile și la procedura de aplicare și, pe de altă parte, încălcarea exigențelor constituționale vizând restrângerea temporară și proporțională a exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale prin lege ca act al Parlamentului, lege care să îndeplinească condițiile de previzibilitate. Examinând prevederile articolului 2, litera F și ale articolului 4 din ordonanța criticată, observăm nerespectarea de către legiuitor a principiului previzibilității prin definirea defectuoasă a stării de alertă, care, neavând o consacrare constituțională, presupune circumstanțierea detaliată a cazurilor în care se poate declara. Previzibilitatea cadrului legal de reglementare a stării de alertă constituie nu doar premiza legalității măsurilor dispuse, ci și garanția respectării drepturilor și libertăților fundamentale. Din examinarea definiției stării de alertă, cuprinsă în articolul 2, litera F, din Ordonanța 21, constatăm că prin aceasta nu se realizează o configurare explicită a conceptului, prin indicarea unor criterii clare și obiective, pe baza cărora aceasta este instituită, legiuitorul limitându-se la a stabili generic conduita ulterioară declarării ei, și anume dispunerea unor măsuri prin acte administrative ale unor organisme administrative. Mai mult, la articolul 4, legiuitorul a statuat că pe durata situațiilor de urgență se întreprind măsuri și acțiuni pentru declararea stării de alertă, la litera B, iar la litera F a aceluiași articol prevede posibilitatea instituirii și a stării de urgență, fără a delimita concret în cadrul căror repere legale se realizează activitatea de executare a legii și nici care sunt diferențele dintre cele două stări. Imprevizibilitatea legislației primare constituie premiza unei aplicări arbitrare de către autoritățile investite cu executarea legii, care se văd nevoite să adopte măsuri administrative și chiar legislative după libera lor apreciere. Așa cum spuneam, în lipsa unor reglementări la nivelul legislației primare, a limitelor instituirii stării de alertă, ingerința generată de această stare poate viza drepturi și libertăți fundamentale, respectiv dreptul la libertate individuală, dreptul la libera circulație, dreptul la viață intimă, familială și privată, libertatea întrunirilor, munca și protecția socială a muncii și altele, libertatea economică. Adoptarea unor măsuri de restrângere a exercițiului unor drepturi și libertăți se poate realiza numai în condițiile strict și limitativ prevăzute de articolul 53 din legea fundamentală. Dintre toate exigențele instituite de articolul 53, reținem că măsurile determinate de starea de alertă nu sunt prevăzute prin lege, ci prin act administrativ și nu sunt dispuse temporar, aspect ce antrenează imposibilitatea aprecierii caracterului proporțional al măsurii restrictive. Concentrându-se asupra condiției ca ingerința să fie prevăzută de lege, arătăm că această condiție face referire inclusiv la calitatea legii în cauză, impunând ca aceasta să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să fie
accesibile destinatarilor și de natură să ofere garanții contra atingerilor arbitrare ale puterii publice. Aplicând aceste repere la actul normativ criticat, observăm că obligațiile instituite în sarcina autorităților administrative prin dispozițiile art. 4 alinat 1 litera B, alinat 2 și alinat 4 al aceluiași articol, de a dispune măsuri și acțiuni urgente, precum și orice măsuri sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră, sunt formulate în mod generic și lipsit de predictibilitate. În plus, potrivit articolului 4, alineat 4, acțiunile și măsurile se stabilesc în regulamente, planuri, programe sau în documente operative aprobate prin ordine, decizii ori dispoziții emise conform reglementărilor în vigoare. Prin emiterea unor acte administrative normative de rang infralegal, este determinată o stare de incertitudine, deoarece reglementarea primară oferă autorităților administrative o marjă extrem de largă de apreciere și în același timp discreționară în privința acțiunilor și măsurilor ce pot fi dispuse în perioada stării de alertă. Un alt viciu de constituționalitate pe care noi îl considerăm ca fiind foarte grav este acela referitor la nerespectarea proporționalității măsurii restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți prin lipsa unui termen limită pentru declararea stării de alertă. Stabilirea limitelor temporale ale stării de alertă este lăsată de asemenea la latitudinea autorităților administrative prin intermediul hotărârii de declarare a stării de alertă, potrivit articolului 4 alineat 5 din ordonanță. În ceea ce privește caracterul temporar al restrângerii, observăm că principiul proporționalității presupune caracterul excepțional al restrângerii, ceea ce implică în mod necesar și caracterul ei temporar. Prin urmare, în lipsa prevederii unui termen pentru care se poate dispune starea de alertă, ba mai mult, reglementarea posibilității extinderii sine die prin act administrativ, se ajunge în ipoteza în care restrângerea temporară capătă caracterul unei îngrădiri permanente. Și în final, pentru argumentele prezentate anterior, apreciem că delegarea unor atribuții de legiferare, având ca finalitate restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale, către autorități aparținând puterii executive, este evident neconstituțională, încălcând atât principiul separației puterilor în stat, cât și statutul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare. Față de toate aceste argumente, solicităm onoratei curți pronunțarea unei soluții de admitere în sensul constatării ca fiind neconstituționale a prevederilor referitoare la instituirea stării de alertă, prevăzute la articolul 2, litera F, articolul 4, alinat 1, litera B, alinatul 2, 4, 5 și 6, articolul 20, litera C, articolul 22, litera C, cele referitoare la competența organelor administrative de a institui, de a declara starea de alertă prin act administrativ. Mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul Ministerului Public. Domnule președinte, noi vă rugăm să respingeți excepția invocată ca fiind neîntemeiată în opiniile noastre. Susținerea avocatului poporului nu sunt întemeiate pe dispozițiile constituționale. Astfel, vom analiza dispozițiile articolului 2, litera F. În articolul 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență se descrie starea de alertă. Practic, în acest articol, a cărui neconstituționalitate vi s-a cerut astăzi sau declarat, se prevăd termeni și expresii folosite, conținutul și înțelesul acestora. Domnule președinte, noi considerăm că legea nu este lipsită de previzibilitate, de predictibilitate, textul legii fiind unul foarte clar, înțelesul fiind foarte clar al normelor respective, domnule președinte. Astfel, observăm că în articolul 2, litera A, se descrie situația de urgență, urmând ca apoi, în litera F, să se menționeze starea de alertă, care se declară potrivit prezentei ordonanțe de urgență și se referă la punerea de îndată aplicare a planurilor de acțiuni și măsuri de prevenire, avertizare a populației, limitare și înlăturare a consecințelor situației de urgență. Așadar, firul logic este unul foarte clar, derivând de la situația de urgență, trecând apoi la starea de alertă, astfel cum este prevăzut și în textul normativ. Domnule președinte, vom trece la analiza dispozițiilor articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 21
per 2004, care au următorul conținut. Pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență se întreprind în condițiile legii, așadar legiuitorul prevede această obligație de a fi respectate condițiile legii, după caz, acțiuni și măsuri pentru avertizarea populației, instituțiilor și agenților economici din zone de pericol, declararea stării de alertă în cazul iminenței amenințării sau producerii situației de urgență. Vom trece și la analiza aliniatului 2 al acelui așa articol, astfel cum s-a invocat în excepția de neconstituționalitate, și vom observa că în aliniatul 2 al articolului 4 se menționează că pe timpul stării de alertă se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră. La aliniatul 3 se prevede că măsurile prevăzute la aliniatul 2 trebuie să fie proporționale cu situațiile care le-au determinat și se aplică cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de lege. Așadar, domnule președinte și onorată Curte Constituțională, vă rugăm să constatați că toate aceste măsuri și acțiuni trebuie să fie, astfel cum spune legiuitorul în ordonanța criticată, trebuie să fie proporționale, așadar se respectă și acest criteriu al proporționalității cu situațiile care le-au determinat. Iar aplicarea lor, domnule președinte, se prevede expressis verbis că trebuie să fie efectuată, trebuie să fie făcută în condițiile legii cu respectarea limitelor prevăzute de lege. Așadar, legiuitorul considerând că este foarte strict în această privință. Noi considerăm că din examinarea dispozițiilor normative pe care anterior le-am menționat, prin prisma prevederilor articolului 1 aliniatul 4 și aliniatul 5, articolul 53 și articolul 61 aliniatul din Constituția României, constatând din examinarea acestor dispoziții că ele sunt constituționale și întrunesc exigențele legii fundamentale. Trebuie să precizăm mai întâi că scopul pentru care a fost adoptată ordonanța de urgență a Guvernului numărul 21/2004, astfel cum se prevede chiar în expunerea de motive a acesteia, a fost combaterea atentatelor teroriste pe plan internațional și îndeosebi îndreptate împotriva intereselor statelor membre ale NATO, în special cele provocate simultan cu efect dramatic asupra vieții și sănătății unui număr din ce în ce mai mare de persoane. Domnule președinte, vă rugăm să observați că niciunde în textele indicate a căror neconstituționalitate vi se cere astăzi să o constatați, nu sunt încălcate sau îngrădite drepturi sau libertăți. Niciunde în acest text de lege nu se vorbește de îngrădirea unor drepturi, de restrângerea acestora sau unor libertăți cetățenești. În conformitate cu jurisprudența instanței de contencios constituțional, domnule președinte, legiuitorul nu are obligația a expune fiecare situație concretă care poate interveni în aplicarea unei legi, reglementarea unui cadru general prin care se pot adopta măsuri pentru înlăturarea efectelor dramatice ale unor atentate, unor schimbări climatice, pandemii, fiind în acord cu exigențele legii fundamentale, dar și cu dispozițiile Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului. Legiuitorul nu putea să prevadă, la momentul adoptării ordonanței de urgență, care sunt măsurile concrete. Tocmai aici intervine rolul autorităților statului ce urmează a fi dispuse în perioada stării de alertă. Acestea se stabilesc în funcție de particularitățile situației care a determinat instituirea stării de alertă. În jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului s-a stabilit că, deși legea trebuie să fie previzibilă, certitudinea fiind un deziderat, acest aspect poate conduce la o rigiditate excesivă, iar legea trebuie să fie capabilă să țină pasul cu modificările circumstanțelor. În consecință, a stabilit instanța europeană pentru apărarea drepturilor omului, multe legi sunt inevitabil formulate în termeni care, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt vagi și a căror interpretare și aplicare devine o chestiune ce se rezolvă prin jurisprudență. În acest sens, invocăm cauzele Sunday Times împotriva Marii Britanii, Kokkinakis contra Greciei, Regveni contra Ungariei. Totodată, s-a reținut în jurisprudența instanței europene pentru apărarea drepturilor omului că nivelul de precizie a legislației interne, care nu poate niciun caz acoperi orice eventualitate, depinde într-o măsură considerabilă de conținutul legii în cauză, sfera sa de aplicare, numărul și statutul celor care li se adresează. Asta se vede în acest sens cauza VOPT contra Germaniei. Pentru toate aceste argumente, domnule președinte și onorată Curte Constituțională, vă rugăm să respingeți excepția invocată ca fiind neîntemeiată și vă mulțumim. Doriți să interveniți? Mulțumesc. Rămânem în pronunțare. Cu aceasta, epuizându-se ordinea de zi de astăzi, declar închisă ședința Curții Constituționale de azi. Mulțumesc!